Cătălin, Mirela și Liviu se opresc acum la Timișoara. Aici, bodyguardii hotelului au fost nevoiți să intervină pentru a domoli entuziasmul participantelor gata să dea buzna în locația de casting. Îți plac hamburgeri. Era să fie... Ia zi tu. Ține că m-am îngrijat. Da, ce chestie. Bine, e prima oară când te văd, aș putea să... Să mă apuc? Da. De cine ți-e frică, de babau? În general, de lumea din București. De ce? Ce fac ăștia din București? Nu se curcota, sunt toți în seara asta. Ar trebui să mă luați. Fiindcă cred că o femeie poate fi frumoasă și prin atitudine. Și eu cred că am una puternică. Doamne, doamne, ce verde! Par mai mare de 19 ani, asta din cauza machiajului. Cât ai pe șoldră, Nata? Pe șoldră, cam 64. Of, ești foarte frumos. Cât e? 107. Sper să fiu de top model în România. Ți-ai făcut ceva la buze? Nu. Să te faci atât. Elvira? Da. Ai 98 pe șoldă? Am luat! Nici oltencele nu s-au lăsat mai prejos. Au venit în număr mare la preselecția Next Top Model. Îndrăznețe și determinate să plece acasă cu un pașaport. Nu știu, am foarte mari emoții. Sunt puțin emoționat, este normal. Și aici numărul candidatelor a fost copleșitor, astfel că botezatul a decis să supună fetele unui test fulger de aptitudini. Mă bucur că am participat și că l-am văzut pe domnul Cătălin botezat. Nu sunt dezamăgită, pentru că probabil sunt alte fete care îndeplinesc condițiile. Odată cu lăsarea serii, semifinalistele s-au înfățișat la interviu, îndrăznețe și dornice de afirmare. Oltencele s-au desfășurat spectaculos în fața juriului Next Top Model. Te-ai dat cu creionul, ți-ai făcut niște văgăuni în loc de ochi. Brătânul ăla este îngrozitor. Sprâncenele sunt ridicate la cer. Mai aveai puțin și unde le duceai? Sprâncenele? Da. Așa sunt ridicate ele. E, lasă-mă. N-am mai văzut sprâncene așa ridicate. Spune și nouă puțin despre experiența ta de model. Când a fost domnul Costi Mărculescu, am făcut curs la... Aolo, nu. Ai putea să nu ne povestești despre el, te rugăm mult de tot. Nu, e ok. Nu, e ajunge. Nu, aia nu e experiență. Nu, aia este de asta am scris pentru. Și pentru mine, da. Ina, nu ești căsătorită? Da. N-ai copii, nu? Nu. Îl iubești? Da. Spre bucuria fetelor din Craiova și împrejurim, membrii juriului au fost darnici. Cătălin Botezatu a oferit până acum 5 pașapoarte Next Top Model. Nu știu, nu mai știu, sunt fericit atât. Și cum de obicei, candidatele minore vin însoțite de părinți, mobilizat de fică, un tătic emoționat vine să facă galeriei odraslei. Bună ziua, bună ziua! Poftiți! Hai, veniți încoace! Bună seara! Liviu Ionescu! Bună, acolo, lângă fica! Știți că fica dumneavoastră vrea să devină model, nu? Așa, da. Așa zice. Sunteți de acord cu asta? Da. E foarte mică, de 15 ani. Dacă așa vrea,
încearcă de mult să facă, să facă. Dar dumneavoastră, care e părerea dumneavoastră, așa că îi faceți pofta și eu îi fac fetiței mele, da? Părerea mea este tot la fel. O susțineți? Da. Asta e foarte important, să știm chestia asta, dacă o susțineți. Da. Mai aveți copii? Da, mai am un fată. Vă trăiesc. Tot așa? Nu, e mai plinuț. Am dat. Ce era? Nu știu ce să zic, am mult temut. Ce îmi spuneți? Ce părere aveți de ce s-a întâmplat? Felicitări ei și foarte bine. Să meargă mai departe. Prima fază a castingului Next Top Model s-a încheiat. Juriul a oferit în rândul celor peste 8.000 de participante doar 45 de pașapoarte către celebritate. Acestea sunt acum așteptate la București pentru marea finală. Toată lumea are pașaportul? E cineva care nu-l are? Cine nu-l are, nu intră. Modelingul este o meserie și nu un hobby. Este o meserie care poate aduce satisfacții deosebite, profesionale și materiale, nu în ultimul rând. Româncele care sunt modele internaționale câștigă sume de la câteva zerouri până la 6 zerouri. Ca să vă fac câteva sugestii pentru castingul de astăzi, juriu va încerca să noteze, ca să zic așa, abilitățile voastre de a putea deveni top model. Nu de a deveni model, ci de a putea deveni top model. Este o diferență. Eu sunt convins că, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, fiecare dintre voi poate deveni model.